întreprinderea Cricova a depășit toate dificultățile și capriciile istoriei, afirmându-se ca una dintre cele mai durabile, solide și performante baze vitivinicole din Moldova. Astăzi, Cricova este o întreprindere de renume, ce conjugă tradițiile vinificației moldovenești cu noile standarde și exigențe internaționale. Ea se mândrește cu labirinturile sale subterane unice care adăpostesc taina vinurilor excelente produse sau păstrate aici. Orașul subteran, cum îi se mai spune, reprezintă practic cea mai mare atracție turistică a Moldovei. Combinatul de vinuri Cricova a fost numit prin lege obiect de patrimoniu național și cultural. În liniște și întunericul hrubelor de la Cricova se maturează peste 10 milioane de litri de vin. Acest adevărat oraș subteran al vinului, ce se întinde pe o lungime totală de peste 50 km și coboară la adâncimi de peste 80 de metri de la suprafața solului, descoperi străzi și bulevarde ce poartă numele vinurilor produse și păstrate aici. Dacă vii pe drumul vinului, inclus pe traseul național al vinului, poți socotești pe strada Chardonnay, apoi pe strada Cabernet, mai departe să o iei pe bulevardul Codru, Dionis sau Feteasca, descoperind că ai nevoie pentru a nu te rătăci de firul Ariadnei, înainte ca să te ia amețeala prin aceste labirinturi răcoroase, unde vinul e la el acasă. Apoi, ca să descoperi comorile de aici, trebuie să vezi excepționala colecție de vinuri adăpostită într-o galerie săpată sub formă de pocal. Această oenotecă, înființată în 1954, numără în prezent peste 1 milion de sticle de vin din diferite perioade și țări. Aici sunt păstrate exemplare rarisime, incluse în tezaurul Republicii Moldova. Cum ar fi, de exemplu, Ierusalim de Paști, licoarea Jan Becher de la 1902, mărci de vinuri din Burgundia, Tokaj, Mosel, sticle din colecția personală a lui Göring. Colecția este completată și îmbogățită mereu. Pentru vinificatori, aceste mostre sunt și obiect de studiu, prin care ei descoperă tainele și proprietățile vinurilor de excepție. Priveliște seducătoare în această împărăție a vinurilor sunt sălile de degustare, unde poți savura din vinurile de la Cricova într-un spațiu plăcut ochiului ce predispune la poezie. Ori poezie și vinul sunt legate. Complexul de degustare Cricova are 5 săli. Sala prezidențială este destinată delegațiilor oficiale și oaspeților de cel mai înalt rang. Reliefurile de aici redau momente din istoria vinificației și creșterii viței de vie pe pământurile moldave. Sala europeană este gândită pentru organizarea unor evenimente corporative sau întâlniri de afaceri la un pahar de vin.
Sala Fundul Mării te cufundă într-un spațiu acvatic, sugerând că aceste locuri pietroase unde se află Cricova au fost cândva fund de mare. Sala Casa Mare reconstituie o cameră tradițională a caselor moldovenești destinată primirii oaspeților și petrecerii sărbătorilor. Acesta e anturajul perfect dacă vreți să gustați împreună cu vinul și din cultura și tradițiile autohtone. Sala cu șemineu e spațiul în care paharul de vin se savurează într-o atmosferă relaxantă la gura șemineului într-un cerc restrâns. Aceste săli rămâi prizonierul vinului moldovenesc de la Cricova, al cărui gust îți rămâne în memorie împreună cu atmosfera ospitalieră și plină de farmică a acestor spații ascunse în inima calcarului din pieptul Moldovei.